Conducătorul unui moped a ajuns astăzi la spital după ce, în timp ce era depășit de un tir, s-a dezechilibrat și a căzut de pe vehicul. Accidentul a avut loc pe DN67 în localitatea gorjeană Bumbești-Pițic. Oamenii legii spun că e vorba de un bărbat de 64 de ani din comună. În urma accidentului, conducătorul mopedului a suferit leziuni și a fost transportat cu ambulanța la spitalul orașului Novaci. Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Noi probleme pe DN7 Valea Oltului, pe raza județului Vâlcea. Pe lângă lucrările la viaduct, care fac traficul să fie infernal, în această dimineață carosabilul a fost inundat după precipitațiile căzute din ultima vreme. Conform jurnaliștilor de la Vocea Vâlcii, apa a acoperit un metru din partea carosabilă, pe o lungime de circa 10 metri. S-a întâmplat în zona localității Câinenii Mici, pe sensul de mers Râmnicu-Vâlcea-Sibiu. La fața locului au ajuns polițiștii rutieri, dar și reprezentanții de la Secția de Drumuri Naționale Vâlcea și cei de la ABA Olt. Traficul a fost restricționat în zonă. Jandarmii olteni au hotărât să sprijine campania inițiată de Patriarhia Română Donează Sânge, Salvează o Viață. 20 de angajați ai Inspectoratului de Jandarmi Olt s-au înscris voluntar pe lista de donatori și s-au prezentat în această dimineață, dar și ieri, la Centrul de Transfuzie Sanguină Slatina pentru a dona sânge. Acțiunea face parte din campania națională Donează Sânge, Salvează o Viață, inițiată în 2013 și ajunsă acum la cea de 11-a ediție. Această acțiune, desfășurată în parteneriat cu Jandarmeria Română, are ca scop informarea și conștientizarea cu privire la nevoia reală de sânge pentru transfuzii din spitalele românești, creșterea numărului donatorilor de sânge din România și îmbunătățirea stocurilor sanguine naționale. În cadrul campaniei, ce se desfășoară între 23 și 27 mai, în fiecare inspectorat județean s-au organizat acțiuni de donare de sânge. Până în prezent au fost recoltați peste 8.000 de litri de sânge. Faptul că județul Olt a fost și rămâne o zonă preponderent agricolă reiese și din statistica numărului pensionarilor de cooperative agricole de producție. În prezent, în evidențele Casei Județene de Pensii figurează aproximativ 21.000 de pensionari cooperatori. Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Nouă, Oltul se află pe locul 5 la nivel național în această privință, după Dolj, Iași, Botoșani și Teleorman. Locul fruntaș îl ocupă comuna Radomirești, care are numai puțin de 452 de pensionari de CAP, dintr-un total de 800, adică mai mult de jumătate din numărul pensionarilor din această comunitate. Pe locul 2 se situează comuna Brastavățu, unde trăiesc 421 de pensionari agricoli dintr-un număr total de 835 de beneficiari de drepturi de asigurări sociale. Locurile 3 și 4 sunt ocupate de comunele Tia Mare și Izbiceni. Perioada în care o persoană a fost membru cooperator poate fi dovedită cu carnetul de asigurat sau printr-o adeverință eliberată de primăria din localitatea unde a existat CAP-ul, din care să rezulte trei elemente: anii în care persoana respectivă a fost membru cooperator, normele planificate de adunarea generală pentru anii respectivi și normele realizate de persoana în cauză. Valoarea medie a indemnizației este de 360 de lei pe lună. Angajații de la Complexul Energetic Oltenia, care au minori în îngrijire, vor primi 100 de lei pentru fiecare copil. Decizia a fost luată în comisia mixtă care analizează activitatea complexului, iar banii vor începe să fie acordați chiar de astăzi. Prima este acordată pentru ziua de 1 iunie. Vreme caldă în următoarea perioadă în Oltenia, la noapte se pot semnala însă descărcări electrice. Mercurul din termometre va urca până la 10 grade la Târgu Jiu și Filiaș, 11 la Râmnicu-Vâlcea și Craiova și 12 grade Celsius la Drobeta, Turnu Severin și Cetate. Dacă acum 2-3 zile nu mai știam cum să scăpăm de ploi, mâine ne-am putea răcori la ștrand. Asta pentru că temperaturile vor fi de 26 de grade la Craiova și Slatina, 27 la Târgu Jiu, 28 la Cetate și Drobeta, Turnu Severin și chiar 29 de grade Celsius la Calafat.